La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Isus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda, o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, curiaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege, să le aline talpa de colpul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă. O iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă, cu șoapta lui ușoară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân, dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul, acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu, ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul, cel coborât din cer, și înfășurând ștergarul, s-a aplecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, a câta oară, se așează iar Isus. Să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară, n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioara, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori. Nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la cât un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară, se apleacă iar Isus și, plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și acum, cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi,
Stăpânul omenirii s-a pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți leproși ai lumii, murtari de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce în păcate, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin.